Coșul de cumpărături pentru sărbători în acest an va fi mai scump ca niciodată. Producătorii nu mai fac față scumpirilor în lanț. Analiștii susțin că de la lactate și până la ulei și carnea de porc sunt anunțate scumpiri chiar de 15%. Producătorii spun că principalele motive ale scumpirilor sunt în primul rând seceta extremă din această vară, dar și focarele de peste porcină africană care au afectat mai multe ferme. Fermierii au avut cel mai mult de suferit anul acesta din cauza secetei. Vârful scumpirilor va putea fi transpus în prețuri chiar de sărbători, notează Antena 3. Gândiți-vă că la momentul ăsta s-a vândut floarea soarelui din câmp. Prețul acum e undeva la 10-14 lei, depinde de ce ulei vorbim. Eu zic că se va duce un undeva la 17-18 lei per litru, cu siguranță, explică Valentin Popa, vicepreședinte Asociația Forța Fermierilor. După ulei, ar putea urma carnea de porc, unde fermierii nu neagă o scumpire chiar și de 100%, ba chiar și închiderea acestei industrii. Principalul motiv se leagă de pesta porcină africană, care a și dus la creșterea importului de carne de porc la 85% de la 70% până în prezent. Analiștii susțin că în perioada sărbătorilor se așteaptă la creșteri de prețuri de minim 15%, iar asta pentru că românii cumpără în cantități foarte mari, iar lanțurile de magazine profită de neatenția cantităților achiziționate. Românii sunt conștienți de prețurile care urmează să fie în perioada sărbătorilor, însă se declară nepregătiți din lipsa banilor. Nici lactatele nu vor scăpa de scumpiri. Președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui Susține că vom avea creșteri de prețuri de 2-3% pe lună până în ultima lună din an. Relatează știri de Cluj.ro